Trag atenția asupra violenței în familie. Poate să facă acest lucru altfel decât prin o violență ușor suportabilă. Scopul campaniei a fost acela ca, printr-o activitate recreativă, să se atragă atenția asupra fenomenului violenței domestice, răspândit în România și condamnat în baza unei legi din 2013. În contrast cu un joc gen bătaia cu perne, e realitatea dureroasă pe care mulți copii o înfruntă acasă, suferind abuzuri fizice și emoționale. Numai în România, în anul 2013, s-au înregistrat peste 11.600 de cazuri la nivelul autorităților de protecție a copilului. Evenimentul a atras atenția și a generat bună dispoziție a participanților, încurajând petrecerea timpului cu copiii într-un mod antrenant și amuzant. Această activitate de mult timp, mi-am pregătit perna chiar de 2 săptămâni și luptăm împotriva violenței domestice. Este o activitate în care este nevoie de energie și mulți voluntari și distracție. Venim pur și simplu la o plimbare. Și ce a ieșit? Și până la urmă am văzut că ești o bătaie cu perne. Nu, n-am intrat încă. De ce? Pentru că am ajuns mai târziu decât am început și am ajuns după. Voluntarii participanți la eveniment sunt găzduiți de mai multe organizații non-guvernamentale care încurajează cetățenia activă, înțelegerea reciprocă și toleranța între tineri din lume.